seara, bună, bine ai venit. Seara, bună, doamna Mirela, bună. Nu mă luat cu doamna Mirela și tu ce faci? Oh, bine ai venit. Sushi. Dansul nostru. Aici. Mă bucur să te cunosc, Edi, te rog să iei loc. Edi, tu ești producător muzical. Tu ești producător muzical și înțeleg că tot tu ai făcut și clipul, deci nu doar partea de ce ține de piesă, da, în sine. Da, da, atât melodia cât și videoclipul. Tot, deci ai făcut tot produsul până la capăt până și masterizare, da, și tot. Da, 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 tot, din toate punctele full de vedere. Full option. Bravo, full foarte option, frumos. Exact. Cum ți s-a părut colaborarea? Să vă spun că mi-a plăcut foarte tare ideea, am fost foarte încântat și mă bucur că am luat parte la acest proiect minunat. Chiar îi mulțumesc bunului meu prieten Adi Velea că am reușit să ducem până la capăt, să materializăm gândurile, ideile noastre și să ducem acest proiect până la există final. Există chimie între cei doi, profesional vorbind? Între Rafael și Veronica? Există și chiar și între noi, adică și eu cu ei. Suntem compatibili toți între noi. Da. Ia zi, Vero, ți-a plăcut să lucrezi cu mine? Da. Veronica, mai vrei nu știu dacă să lucrăm observat. Să lucrăm împreună? Deci ți-a plăcut să lucrezi cu Edi? Da, mi-a plăcut. La mulți ani, Edi. Astăzi e ziua ta. Da, la mulți ani, la mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc. Să fii sănătos, să ai ascult și el o piesă acum de ziua lui. Da, am lansat și eu de ziua mea o melodie care se intitulează Urmărește-mă, te rog, da. Urmărește-mă? Da, da, da. Așa, urmărește-mă. De ce mă urmărești? De ce mă urmărești? Am dat-o sincer de 4 ori la rând, adică îmi place rău de tot. Nu, da. De ce mă urmărești se numește titlul? Da, da, da. Tu cânti și voce, îți faci singur toate negativele, faci postproducție, faci clip. Tot. Mi-a plăcut de mic să fac treaba asta și m-am axat, mi-a plăcut foarte tare. Ai propriul tău studio. Da, exact. Foarte frumos. Bun. Exact ce le trebuie acestor tineri artiști. Veronica, mulțumim, dacă n-ați observat, are un costum de vulpiță. Veronica, ridică-te un pic. Ia, dar ridică-te un pic așa să te vadă lumea, ia, cu codiță. Arată-ne codița. Și ai și o glugă, dar nu poți să o ridici? Ia, vezi dacă te ajută. Ia, uitați ce e. Uitați-vă, sunt vulpiță. Wow, o vulpiță sexy. Da, e ludic așa, că la vârsta ei cum să fie altfel. Așa că e îmbrăcată în vulpiță astăzi. Viorel însă pare cel mai apăsat și mai trist din platou. De ce, mă, Viorel? Eu vă spun exact. Eu și eu de ce ești trist, Viorel? Eu vă spun exact. Nu. Vezi că s-a pus și în gardă, ai grijă. Machii. Nu, doamna Mirela, cum se comportă, cum să vă spun? Cum s-a comportat, Viorel? Știi ea cum s-a comportat în ultimul timp? Nu strica și tu surpriza. Nu, eu v-am spus clar, la mine la mine e sinceritate. Dacă tot am vorbit cu Edi, te ascult, Edi. Da. Nu, vreau să-i spun să fie fericit tocmai la acest proiect. Suntem unul în trending și cu promo și urmează piesa la fel. Și de ce să fii de trist? Asta, Viorele, hai să vedem making of. Adică cum lucrurile din culise, nu cum s-a filmat videoclipul, cum s-au întâmplat toate lucrurile. Da. Eu v-am spus că nu mă interesează nimic, o să discut după emisiune. Pune mâna la ochi. Deja are nervi, atent că eu mă dau mai așa, vă rog eu frumos. Cum a fost la making of videoclipul? Mă dau mai lângă vulpiță. Care a durat câteva ore, ne uităm imediat la imagini. Bine. Așa. Viorele, ți-am oferit prietenia mea și ai dat cu piciorul. Eu am vrut să vă împac, acum nu mai vreau să vă împac, e treaba voastră ce faceți, eu fac piesă cu ea pentru că publicul ne cere și dacă publicul vrea să facem ceva, de ce să nu facem? De ce să ne opunem succesului? Acestea fiind spuse, Vulpița și Raffaello au plecat să vadă cum arăta decorul pregătit special pentru acest videoclip. Un decor și o grafică special create pentru a îmbina elementele din muzica tradițională japoneză cu stilul muzical reggaeton. Multe culoare, multe atmosfere. Vezi, agitația, toată lumea se dă peste cap ca să pregătească cel mai frumos decor. Uh-huh. Emoții, te văd emoționată, de ce? Un pic. Emoțiile ca emoții, dar priviți cu atenție prima ținută a vulpiței. O salopetă din dantelă, care i-a pus în valoare silueta și o pereche de urechiușe de pisicuță. Ei bine, în colaborare cu Edi Talent și studioul său muzical, dar și cu o coreografie senzațională creată de celebra Zizica, Vulpița și Raffaello vin în fața voastră de această dată cu un nou stil de muzică și cu o piesă al cărei text și regie sunt semnate de Adrian Velea. Suntem o întreagă echipă aici, toată echipa Acces Direct se dă peste cap. Nu o să fim noi la nivelul lui Ceaușu, dar cu siguranță o să ne ridicăm la pretențiile telespectatorilor noștri și o să iasă un clip de minunat. Le mulțumesc pe această cale tuturor de aici pentru această amenajare frumoasă. O să fac tot ce îmi stă în putință să iasă totul cât mai bine, cât mai profi, așa cum și-a dorit și Adi Velea, prietenul meu cu care am colaborat la acest proiect frumos. Și stați pe fază că urmează ceva super. Tocmai din acest motiv, înainte să înceapă filmarea, Vulpița a mai repetat de câteva ori coreografia împreună cu frumoasele dansatoare din baletul Zizicăi.
pare coreografia? Foarte bine, îmi place. E un pic cam grea sau te descurci? Mă descurc. Cum ți se par fetele? Drăguții. Te-ai înțeles bine cu ele când ai repetat dansul? Da. Am cunoscut pe una, mi-a făcut o prietenă. Iar noile prietene n-au fost singurele care au încurajat-o pe Vulpița. Și coregraful Zizica i-a fost mereu alături. Bună, 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 bine v-am regăsit și noi. Lângă noi este Andreea, nu? Da, Andreea. Bună și mie îmi pare bine. Văd că tu o susții pe Veronica și îi mai arăți pașii atunci când se mai încurcă. Mi-ai mărturisit asta din auri. Cum ți se pare Veronica? Mi se pare o persoană care prinde foarte repede, o persoană care are ureche muzicală și e important asta pentru o dansatoare și pentru o cântăreață, bineînțeles. Și o susțin pentru că merită. Este un om foarte bun. Andreea. S-a comportat foarte frumos cu noi și ne-am În primul rând trebuie să ascult piesa. Iar această piesă m-a inspirat foarte mult, așa că a fost ușor. Ce zici, Zica? Și eu te-am învățat, mă bucur, oricum ai prins foarte repede. Și această piesă e foarte ușor de făcut o coreografie, pentru că are foarte multe elemente, elemente asiatice, elemente de karateuri românesc, așa că a fost destul de ușor de făcut coreografia, mai ales că fetele sunt profesioniste, deci a fost ok. Tu ai mai lucrat cu Veronica, ține minte, la prima ei piesă s-a schimbat Veronica cum e acum? Sincer, am fost surprinsă prima oară când am întâlnit-o, pentru că nu mă așteptam să prind atât de repede. Am repetat, cred că 15 minute și deja am învățat coreografia. La fel s-a întâmplat și de această dată, doar că acum a avut puțin mai multe emoții și am spus să ai încredere în tine, că o să iasă foarte bine și veți vedea rezultatul, este super, e bombă. E mai grea coreografia pentru melodia aceasta decât cealaltă? Într-adevăr, este foarte grea. Refrenul este pentru acea aplicație, știți voi, bine cunoscută, dar restul coreografiei fie e destul de complexă. Da, e mult mai grea decât ce am învățat data trecută, dar a evoluat. Zizica. Și pentru că după atâta dans, orice om simte nevoia și de o mică gustărică. Te-a chemat Machilama. Spune că nu mănâncă sushi. Gătite aici. Wow, ce avem aici, tot felul de bunătăți. Tu ești pe aici mac, eu sunt sushi pe aici, eu sunt tot, cum ar veni, și pe aici mac. Mamă, ce frumos. Mâncăm și noi sau? Eu nu vreau. Nu-ți plac? Da. De ce? Nu-mi place. Nu-ți place sushi? Nu. Lasă că mănânc eu atunci, ce problemă. Da. Doamne, ce aș mânca, dar mai las puțin pentru că trebuie să filmăm, nu? Și apoi mâncăm. Da. Prima dată treaba, după aia. Da. S-a descurcat minunat până acum, mi-a plăcut cum s-a descurcat. Mai are de tras puțin de tot și gata, terminat. Perfect. Este echipă bună, da? E echipă bună oriunde peste tot. Așa că mișcă fundul ăla beton. Edi Talent nu a avut timp să respire nici măcar o secundă. Și asta pentru că și-a dorit ca produsul final să ajungă la inimile tuturor. Numărul 1 în trending, România. Depășim granițele? Sper că da. Cu siguranță, oricum și la melodia anterioară și din ce am observat a fost în trending în Italia, în Spania, în Anglia. Fiecare melodie pe care a lansat-o Veronica a ajuns și în alte țări, dar doar din Europa. Crezi că acum va ajunge și în afara Europei? Tot ce e posibil, mai ales că sunt și influențe japoneze. Da, tradiții japoneze, trebuie să depășim. Asta și ne dorim cu toți. Dar stați așa! Că nu numai Vulpița s-a pregătit intens pentru această zi de filmare și Rafa s-a încălzit cum a știut el mai bine. Pentru că în acest videoclip, la un moment dat, fetelor, o să-l vedeți pe Rafaelo la bustul gol. Trebuie să fac antrenament, să umflu pieptul ca să filmăm detalii cu corpul. Și tu nici în pauză nu stai degeaba. Nici în pauză nu stau degeaba, vedeți, oameni buni, m-ai prins. Ai! Revenind însă la Vulpița... Veronica, o altă ținută. O altă ținută. Acum ce ești? Ești o vulpiță clasică. Da, o vulpiță clasică. Hai să facem o piruietă, te vedem. E, uite și codița, urechiușile, dar văd că ai și capul de vulpe aici. Stau, o să-l pui sau îl ții așa? Nu, îl ții așa. O să mă transform în vulpiță, în geișă. Și ai parte de multe transformări. Da. Ei bine, cum a ieșit videoclipul noii piese cântate de Vulpița și de Rafaelo? Veți vedea astăzi, în câteva clipe!
Ați văzut ceea ce s-a întâmplat aici? Știu că a durat câteva ore bune, pentru că... Într-adevăr, a durat vreo jur de 4? La ora 12, nu, până la ora 4 jumătate. 4 jumătate, așa, da. Că te trebuia să intrăm foarte repede, aproape nu, normal, direct, pentru nu era gata. Un asemenea clip, o zi minim. O zi și o noapte. O zi minim. Da, și tu, Edi, automat, singur ai filmator. Singur, operator de imagine, montaj, efecte, tot ce și cu o singură cameră sau ai avut mai multe de pe care? O singură cameră, dar am luat din unghiuri diferite ca să... Dar ai muncit ceva după aceea la montaj. Deci am stat, credeți-mă că a doua zi am făcut și febră musculară. Cât ai stat? Nu doarme de două zile, vreau să vă spun. Într-adevăr, am stat să termin și melodia mea, care a apărut De ce mă urmărești, uh-huh. Și am stat să termin și videoclipul. Deodată îl cer, bă, Edi, mai dormi și tu, Edi, că... Maki Maki și Sushi, a fost o întreagă nebunie săptămâna asta, dar am dat totul la gata, suntem fericiți. Sperăm că oamenii să aprecieze și să vizioneze piesele. Exact. Da, cel care a fost trist, acum eu ce să vă spun, că într-un fel așa empatizez și cu sufletul lui și vă spun de ce, pentru că se simte exclus din schemă, Viorel, adică el e soțul Veronicăi și se simte exclus pentru că vede pe Veronica cu gura până da, la doamna Mirela, o vede fericită. Doamna el Mirela, nu este el motivul fericirii ei și atunci el nu știe să răspundă, să contracareze efectul și face mai... începe cu nu, felul lui de a se purta, că așa știe să acționeze. Doamna Mirela, ea se enervează, el răspunde. Adică, lăsați clasic. Că se rezolvă după emisiune tot. Ai și respect puțin față de noi, te rog. Ce scrie acolo? Nu, până când nu iese tot adevărul la iveală. Unde să scrie? În ăla acolo, eu și vă spun clar ce scrie. Ce, în contract? Nu, în ce v-am spus eu. Ți-am arătat contractul. Așa. Ce, v-am spus ce scrie. Lasă că vorbim atunci. Dar așa, și Veronica, după emisiune, va avea de discutat Veronica, mult cu mine. Veronica, bun, am înțeles. Viorel, aveți timp, sunteți împreună. Nu mai amenința, vezi că vrei să iei zenul acum.